La toți de față și viitori, sănătate, sunteți la Vreau Să Știu Sport. Mii de mulțumiri că faceți acest lucru. Ca de fiecare dată, prietenii noștri de la Casa Parilor sunt alături de noi. Fără de ei nu am fi putut realiza acest podcast. Dați-mi voie în 30 de secunde să mulțumesc unor oameni, la modul cel mai sincer, care ne-au ajutat pentru acest lucru. În primul rând, prietenilor de la Federația Română de Fotbal, care au schimbat biletele pentru ca invitata noastră de astăzi să poată să ajungă aici. Facem precizarea că înregistrăm, tragem într-o zi de duminică. Nu ne ridica statuie, că nu e așa tare. Ideea este că, începând de mâine, invitata noastră de astăzi intră, de fapt de astăzi, de duminică, intră în cantonament, pentru că sunt meciuri în campania de calificare, dar prietenii de la federație au făcut un efort pentru ca invitata noastră să fie aici. Cum și invitata noastră a făcut un efort, pentru că s-a trezit mai de dimineață și a venit alături de noi într-o zi de duminică. Dragi prieteni, ca să nu mai lungim, după ce am terminat toate mulțumirile, Teodora, Teo, Meluță! Sărumâna, mii de mulțumiri! Bună, bine mulțumesc venit. De invitație! Sărumân! Hai să le zicem oamenilor să mă dau și eu un pic mare. N-am luat niciun ban de pe urma ei, dar am fost primul impresar pentru că eu am descoperit-o la televizor. Cred că erau acum vreo 2014, vreo 9 anișori, nu? Da, 2014, ceva de genul, anul ăla. Atunci, da, când da. Ai venit la Neați, minte că am schimbat și niște pase cu Dani. Da. Era mititică, a crescut frumos, uitați-vă, și acum este și la primul podcast. Da. Să rămână încă o dată mii de mulțumiri. Zine, în primul rând, cred că al meu a bingănit, trebuie să-l dau pe gata. Ce faci? Oh, ce să fac? Mă pregătesc să intru în cantonament cu echipa națională. Sunt într-un program foarte încărcat, pentru că sunt meciurile din campionat, meciurile care au devenit foarte intense, pentru că s-a schimbat și formatul campionatului din acest an. Și chiar dacă sunt mult mai intense, e un avantaj pentru fotbalul feminin românesc, pentru că așa cred că o să crească nivelul și aici în România. Teo evoluează la Timișoara, practic tu faci o navetă continuă când e vorba de echipa națională, nu? Da, clar, dar e o navetă continuă, dar pot să spun că este cumva mai ușurată față de cum era în trecut, pentru că acum deplasările sau când venim de la Timișoara sau din alte orașe se face cu avionul, adică în maxim o oră și un pic suntem la. Ai învățat tot, peste munți, peste ce, râurile unde se zboară, piloții, copiloții. Chiar, deci, chiar asta stăteam și vorbeam că atât am străbătut țara asta și chiar aș putea spune și lumea asta, pentru că cu ajutorul național am ajuns să văd foarte multe țări, orașe și la fel și cu echipele de club am ajuns să străbat orașele din toată România. Îți închipuie asta atunci la 14 ani? Clar că îți doreai, că de-aia te apucasești de fotbal. Asta îți doreai, dar îți închipuie că o să ajungi aici? Știu că tu ziceai că vrei că îți dorești asta, dar și eu vreau să slăbesc. Și eu îmi doresc să și nu... Nu știu dacă mă gândeam, adică cum ai zis foarte bine că îmi doream lucrul ăsta, dar că nu știam unde o să mă ducă viața. Și uite că stau și mă uit în urmă și au trecut și s-au întâmplat toate lucrurile foarte frumos și... Nu știu, sunt așa bucuroasă și recunoscătoare la tot ce s-a întâmplat în jurul meu. Corect. Teo a venit după mine peste tot. Deci de acolo așa a venit și la Aspungro Live, acum și aici trebuie să mai vii și la radio, știi, să cântăm ceva sau să facem ceva, o melodie ca să închidem întreaga pale. Teo, eu știu în proporție mare povestea, dar trebuie să o să te rog să le spui și celor care ne ascultă și celor care ne privesc. Atunci la 14 ani tu deja... Parcă ziceai că am plecat de acasă, nu? La modul frumos, nu? Că ai fugit de acasă. Da, ca să... la modul Dar frumos. Înainte eu am jucat fotbal cu băieți în București. Toată lumea mă știe drept fata care era tot timpul cu băieții în București. Lucrul ăsta a fost influențat de frații mei, pentru că mai am doi frați, eu eram singura fată în familie și m-au făcut să iubesc și eu sportul ăsta. La început am luat-o doar ca pe o, nu știu, să merg să fac o mișcare, să nu fac ceva așa doar de dragul de a face sau nu știu. Ideea că mie îmi trebuia cumva o competiție, pentru că îmi plăcea sau să fiu înconjurată și de mai multe persoane, pentru că sunt o persoană care îi place să fie înconjurată de oameni, să fie tot timpul cu un grup de oameni. Și cum fratele cel mic a mers la echipa de băieți, la un an după le-am spus părinților că aș vrea și eu să merg la echipă. A fost așa, cumva, cu mici bătăi de cap, pentru că antrenorii de atunci, la început, nu au vrut să accepte, pentru că
nu erau obișnuiți cu fete la fotbal, pentru că era, era cinstit, da, era un, nu știu, era ceva ciudat să vezi o fată că era pe terenul de fotbal și bătea mingea. Și acum chiar s-au schimbat lucrurile, făcând acum o paranteză, pentru că a fost, am fost într-o școală din Timișoara zilele trecute pentru... Te-am văzut, da, pentru copilași mulți. Da, fetițe, că au fost doar fetițe și am fost șocată când am văzut, când au fost întrebate câte dintre ele știu că există echipa națională de fotbal feminin a României și toate erau cu mâna sus. Serios, toate, da? Toate cunoșteau. Și făceam așa cumva o paralelă că dacă ar fi venit cineva să întrebe atunci în școală lucrul ăsta, nu știu. Acum 10 ani, nu mai mult. Da, da, da. Pentru că când m-am apucat eu de fotbal, eu nu știam că există fotbal feminin în România, dar băi, în străinătate. Eu chiar am crezut că, nu știu, poate m-am născut eu cu o problemă, că îmi place mie fotbalul. Da, și ce fac? Da, da, da. Să joc cu băieți. Deși exista de mult și la noi, dar din păcate exact. nu era promovat. Nu era, exact, asta era chestia, că nu era promovat și era văzând ca fiind ceva, nu știu, ieșit din comun. Corect. Hai să vă recunosc și eu să ridic mâna. Adică acum 15 ani, dacă întrebai, ia zi-mi o jucătoare de fotbal feminin de la noi, habar n-aveam. Se făcuseră primii pași așa mititei cu arbitre prin divizia B, dar era ceva experimental. Da, hai da, să da. Se ducă, exact cum spui tu, se uita lumea ciudat, hai mă, lasă-ne în pace cu arbitrajul feminin și era clar că există, vorba ta, mai ales afară, dar la noi... Da, și uite-te acum că sunt femei arbitre care arbitrează meciuri de bărbați la cel mai înalt nivel. Adică uite-te cât a putut să evolueze lumea și tot mediul. 10 ani. Da, exact. Corect. Și... Bun, dar de exemplu antrenorul cum se uita? A cinstit, cum se uita la tine? Adică te accepta ca să joci? Normal că m-a acceptat, pentru că ai mei au insistat foarte mult. Au zis că... Lați-o și pe asta. Dar tu erai copil atomic, că întrebi pe toată lumea. Erai atomic, atomic, adică... Da, eram foarte energică. Eram chiar... Adică nu și pe ea să scăpăm de ea. Dar nu e ca și cum, Doamne, m-au trimis acolo, hai, luați-o și pe fata asta că n-are ce... Nu, adică voiam să-mi consum și energia. Și la început am zis că nu au venit cu un răspuns pozitiv. Mai apoi, după insistențele, multele insistențe ale părinților, au acceptat. Și uite așa au trecut ani și până la 14 ani am jucat cu băieții. Dar iar totuși că ai și oficial, adică când erau meciurile alea între echipe, între da, sau cum era? Da, normal, normal. Și asta e o chestie. Cred că și acum, adică 100% cred că este. Fetele normal trebuie poate să joace, să fie cu 2 ani mai mare, să fie mai mari decât grupa respectivă unde joacă, decât băieții respectivi. Deci dacă ei au 8-9 ani... Da, deci eu sunt născută în 99, eu aveam voie să joc la grupa de băieți care erau născuți în 2000. Dar în același timp puteam să joc și la, deci mai mici de 2000, nu? Dar puteam să joc și erau dăți în care eu jucam și la grupa de 2001 și jucam și la grupa de 98. Foarte tare, da. Și mă împărțeam. Și a fost cumva un plus pentru noi, pentru că a fost o perioadă în care toți trei eram la același club și le era foarte ușor părinților să meargă, da, să ne susțină pe noi weekend mai de weekend. Mai ți-aduce aminte, ție ți era greu atunci? Bun, era plăcerea jocului, dar gândește, erai mică, era clar o joacă în momentul ăla, dar ce spuneau cei din tribune sau ai auzit din astea? Sincer, uite, bă, și pe fata aia? Am avut un singur incident de genul și cred că, adică l-am auzit pentru că eram chiar aproape de tribună și a fost un părinte, nu mai țin minte dacă era un tată sau o mamă, asta chiar nu mai țin minte acum, și ar fi strigat ceva de genul că te driblează și fata asta, că ce să caute, că se ducă la cratiță. Asta a fost primul lucru pe care l-am auzit, dar probabil că ar mai fi existat pentru că, exact ce am spus mai înainte, erau cu mentalitatea asta, pentru că acum s-a diminuat enorm de mult. Dar poate dacă ar mai fi existat, nu știu, vorbe de genul, nu le-am auzit. Asta a fost singurul moment când am auzit, dar nu m-a interesat. Pe mine mă interesa în momentul respectiv să fac ce-mi place. Corect. Că nu cred că putea să-mi stea nimeni în cale. Nici medicul nu mi-a stat în cale. Când am avut o problemă musculară, mi-au fost făcute niște remeneuri, toate
chestiile astea și mi s-a spus că aș avea ceva cumva pe os și posibil să mi afecteze mie viața și că ar fi mai bine să mă opresc. Și chestia e că eu am aflat dintr-o chestie, nu știu, minoră, adică nu că aș fi simțit eu ceva. Și când mi-a spus doctorul treaba asta, eu m-am uitat către părinții mei și am zis că eu n-am simțit nimic, că eu vreau să mai joc. Și bun, m-am convenit cu părinții mei că dacă în momentul în care încep să simt eu ceva în zona respectivă, atunci mergem și facem și alte controle și vedem dacă continuăm sau nu. Și uite-mă și până astăzi că joc. Deci mi-a zis doctorul să mă opere și... Da. Nu. Bine, aici un mare plus și pentru părinții tăi, pentru că ar fi putut oricând, nu numai la faza asta, ci oricând, să dacă tu ai spus de 2-3 ori până acum că la cicăleala părinților, antrenorul a zis, da, domnule, da, alții ar fi putut să spună, măi, fată, ia o păpușică, dar chiar păpușici ai avut? Normal. Da? Da. Deci erai și, nu erai? Eram și, păi, am înțeles. Uite, la școală, când eram încă în generală, eu eram în pauze cu băieții, dar eu voiam în același timp să fac cumva să mă împart între băieți și fete. Și ce făceam? Eu încercam să-mi trag colegele să vină ele pe terenul de fotbal. Serios? Da, da, da. Și mai venea cineva? Veneau, dar foarte puțin. Adică, da, și dacă era, stăteau foarte puțin și pe aia plecau. Hamă, lasă-ne în pace. Da, da, dar da. Pe vremea aia mai ți-aduce aminte, mai găseai o altă fetiță care să joace? Da, uite, chiar în grupa de băieți, în echipa de băieți unde am fost, am fost eu și cu încă o altă fată, dar că noi eram cumva împărțite pe două grupe, grupa din zona din sectorul 3 și din sectorul 4. Și după, nu știu, un an, doi, cumva ne-am comasat și am devenit o singură echipă, o singură grupă și tot timpul erau băieții și noi două la antrenament. Și am ajuns să și fiu, adică am plecat, eu când am plecat de la băieți, eu... am mers cu ea în prima fază la Târgoviște, am stat foarte puțin și apoi eu am plecat la Cluj. La Cluj. Și noi cumva ne-am separat. Noi, la momentul respectiv... A ajuns și ea la nivel, așa sus? A ajuns și ea la nivel, a ajuns și ea la echipa națională. Serios? Dar da, a ajuns și ea. A fost la un moment dat când am ajuns să fim colegi la Cluj. A venit ea după mulți ani la Cluj. Dar deși după iar ne-am separat. Deși ea, iartă-mă, ca și tine, tot așa a vrut să facă și a dorit nimic. Da, normal, normal. Dar după iar ne-am separat. Părinților, da, clar. Pentru că părinții sunt, ar fi putut sunt... să-ți interzică. Sau, exact. Teo, stai un pic, mă, gata. A fost la nivel de joacă, hai, oprește-te un pic. Hai să... Dar chiar cu gimnastică, altceva, nu? Nu, erai fiartă pe fotbal, dar cum se zice? Am făcut și dansuri și am făcut și atletism. Atletism am făcut o perioadă mai scurtă de timp față de cum am făcut dansurile. Dansurile am făcut, îmi plăceau, adică era ceva nou, dar după o perioadă mă plictiseam, pentru că nu era tare, așa. La tine nu vine să lasă cu dansurile și unde-i dați minge aia în coace. Băi, tot așa cu dansurile, pentru că aveam colegi în clasă care erau cu dansurile. Și am zis, hai că vreau și eu să merg dezvoltă să văd. Dezvoltă corpul, te înalță, da, știi cum era. Da, dar bine, sincer să fiu, eu știu de ce voiam să merg la dansuri, că aveau rochile alea faine la concursuri. Da. Făceai dansuri din alea, pe tangouri, pe din astea, societate, din astea? Da, exact. Și ai zis, dați mingea, nu, dați-mi mingea? Da, dacă îmi dădeți o minge pe ringul de dans, era ok. Da, ce bună e asta, dacă... Bun. Deci suntem în momentul în care tu evoluezi ca lumea printre... În ce vestiar te schimba? Iartă-mă că întreb. Sau cum? Atunci era... Cum te schimbai? Atunci era cumva diferit, pentru că și eu eram mică, dar... Exact cum sunt acum. Bine, de asta zic că nu știu cum decur lucrurile acum, pentru că 100% mai sunt fete care fac fotbal în grup de băieți, da, în echipă de da. Băieți. Doar că atunci nu era cu dus sau așa. Mergeam la teren, da. strict asta. Plecai dacă e de la școală, mergeai cu ghiozdanul de antrenament și după antrenament nu îți mai făceai duș, veneai direct acasă. Corect. Deci adică nu era acum... Da. Pentru că trebuia să fie o jenă, na, exact, e inevitabil. Exact, nu dar nu aveai cum, era un singur vestiar, era un vestiar comun pentru și la meciuri și, adică, uite, acum țin minte că noi tot timpul la meciuri veneam direct îmbrăcați în echipament, pleieșeam de pe teren. Îți schimba ce mult un tricou, exact. Mama îți punea un din ăsta pe tine ca să nu... Nici vestiare, adică vremea aia nici vestiare nu erau la copii și juniori, pentru că tu veneai direct îmbrăcat, adida și sau ghetele ți le luai direct pe teren, rar să fie avut vestiare. Bun, era o plăcere pentru că asta voiai să faci, dar ți-a fost greu cu mintea de astăzi, dând 15 ani înapoi. Sportul de performanță se face cu sacrificii, n-are cum să nu fie clar. Greu. Dar întreb pentru că la tine era de două ori mai greu pentru că erai fetiță, indiferent ce mi-ai spune.
uite, dacă stau să mă gândesc acum, nu știu dacă mi era greu, pentru că în mintea mea era, nu știu, doar să joc fotbal și să fiu fericită. Și mie fotbalul chiar mi-aducea fericire și zâmbetul pe buze. Adică chiar nu m-am gândit că automat timpul meu liber se reduce din cauza antrenamentelor. Da, da. Dar în același timp puneam în balanță, ok, sunt pe terenul de fotbal, dar eu sunt fericită. Adică aș da oricând sau aș fi dat tot timpul, poate 3 ore de stat afară și de jucat în spatele blocului cu, nu știu, 2 antrenamente pe zi. Corect. Clar era obositor, pentru că, exact cum ai spus tu, vrei să faci performanță, asta înseamnă, da, faci niște sacrificii. Dar îmi plăcea, adică eu, una, de exemplu, un cantonament abia așteptam să merg. Dar prietenele tale, nu la modul urât că, uite, Teoa noastră joacă fotbal, dar nu se uita un pic ciudat pentru că erai prima dintre ele sau singura care făcea treaba asta, știi? Adică, uite cum mă gândesc eu, doamne, dacă te duceai la handbal sau la basket, putea să fie ceva, dar la fotbal într-o echipă de băieți? Nu, prietenele mele de atunci, chiar din generală, pentru că chiar eram foarte apropiată de fetele de atunci, nu mă vedeau ciudat și nu mă judecau. Asta mi-a plăcut tot timpul. Bine, ideea e că dacă m-ar fi judecat, eu nu cred că aș mai fi putut să fiu prietenă cu ele. Pentru că eu aș vrea să am oameni și să fiu înconjurată de oameni care mă susțin, indiferent de ce fac. Și chiar a fost super amuzantă o chestie, pentru că prietena mea de atunci din copilărie era cumva opusul meu. Eu sunt aia mai energică, mai agitată, ea era foarte calmă și mamele noastre se întrebau cum suntem noi prietene sau cum eram prieteni, cum eram tot timpul. Dar uite că a fost foarte, foarte frumos și noi tot timpul eram una lângă alta, chiar dacă ea nu era cu fotbalul, adică nu stătea să mă judece. Am înțeles. Era acolo. Colegele veneau la meciuri când ai mai crescut, nu știu, pe la 11-12 ani? Nu, că nu era ceva... Dar dintre voi luni, așa, știi, mă, ce ai făcut în weekend? Și ele ziceau, am fost acolo, tu ziceai, eu am avut meci, nu? Ca ce era? Da, ideea e că eu cumva, uite, mă împărțeam cu lucrurile astea, pentru că legate de meci și de fotbal, de antrenamente, vorbeam cu băieții. Ce era legat de nu știu... Da, ia veniți, bă, coasă, vedem exact, ce a fost. Exact, deci pufetele vorbeau mai mult de chestii, de serialele care erau atunci la vremea respectivă. Ce era de, adică deci nu... Deci tu erai jumătate. Exact, exact. Adică cumva nu amestecam lucrurile, pentru că și dacă aș fi vrut să povestesc cu ele și ele ar fi fost deschise, poate nu înțelegeau unele lucruri. Da, corect. Și, adică, greu să le explici. Da, exact. Adică mai povesteam, dar așa cumva în mare. Nu intram foarte mult în detalii, pentru că, știi cum, se uita la mine ca la felul nou. Dar la școală jucai și în echipa școlii? Da, sau, da? da, am avut. Normal, cum să nu? Campionat, doamne, era nebunie pe campionatul școlii. Hai, domnule, aici sunt. Da, da. Era. Deci jucai cu băieții de la cot la cot. Și aia era chestia, că da, în școală, uite că în școală, acum mi-aduc aminte, mai era încă o fată care juca fotbal. Dar ea a jucat doar așa de plăcere, n-a fost la... Vezi cum spui, acum mai era una, sau știi, o fată, wow, ce tare. Da. Te duci și acum te duci în școală și vezi o grămadă de fete pe terenul de fotbal care se joacă cu mingea. Dar nu, și acum mi-aduc aminte că mai era o fată în școală și chiar... Tu ce jucai atunci? Păi în formatul ăla când eram la copii și juniori... Erau puțini, erau 5 cu un portar sau ceva, nu? Da, eu jucam, la început am fost pe postul de mijlocaș dreapta, acolo mai în față, și apoi când cumva am început să înțeleg și mai mult fotbalul și să știu, adică sau să înțeleg principiile, am ajuns să joc fundaș central. Și eram fundaș, da, exact, acolo. Okay. Bine, poate și că eram mai înăltuță decât ceilalți, dar nu mi-a displăcut. Adică chiar dacă nu eram eu în față să dau goluri, eu eram fericită că puteam să-i ajut pe băieți să nu primim goluri. Dar ai acceptat ideea că trebuie să fii rea? Da, eu... Ca fată, că trebuie să fii, adică pe teren nu poți, ca fundaș central n-ai cum să fii moale, indiferent ce mi-ai spune, adică bun. De atunci, în fotbal trebuie să fii rău. Mai ales înconjurată de băieți. Am înțeles. Nu te întreb dacă mai... Nu, adică doar când e, când simt că, adică cumva să nu o fac direct, da, indirect. Așa nu pare. Pe mine nu mă lasă inima, nu pot, oricât aș vrea să, așa că se mai... Uite, eram la Național la junioare și acum țin minte, jucam cu Polonia. M-aveau polonezele niște cai, mă uitam la ele așa. Și a venit una și efectiv m-a călcat, adică în chestie să mă calce ca să nu
să nu pot să mă apăr, că ea să da. au avut ele corner. Și a venit și m-a călcat și mă uitam așa la ea și i-au zis ăstea că să-i fac și la urmă. I-am zis, eu nu pot să-i fac lucrul ăsta, nu mă lasă inima. Cu toate că, da. Na, poate câteodată trebuie și își cere jocul, dar nu pot așa să știu că o fac intenționat. Și chiar dacă e să se întâmple când nu e intenționat, mie parcă tot îmi pare rău și trebuie să mă să-mi cer scuze. Corect. Mai ales știi cum spuneau bunici, băi, cu toții trăim în meseria asta, știi? Dacă se accidentează și nu joacă un an sau se întâmplă ceva cu ea de acolo. Bun, ai urcat, au început să se schimbe lucrurile, adică, de exemplu, comparativ cum erau la 10 ani, până au, cât ai mai crescut, până la 14, lucrurile se schimbau în bine. Adică mai apăreau cluburi, mai apăreau fete. Normal că se schimbau în bine, pentru că deja când mă apropiau, deja la 14 ani e târziu, 12-13 ani, cumva în campionatul de băieți a venit o echipă, a intrat o echipă Smart. Și nu care, da, Smart, Marinescu, da, domnul, deci domnul Marinescu este domnul care mi-a făcut, eu așa îmi place, care mi-a făcut cunoștință cu fotbalul feminin. Pentru că domnul Marinescu a venit la echipă, a venit și a vorbit cu părinții și a vorbit cu antrenorii și normal că după 14 ani nu mai ai voie să joci. Și a întrebat ce vrea să facă după 14 ani, vrea în continuare fotbal? Bun, dacă vrea în continuare fotbal, uite, trebuie să se îndrepte către echipe de fotbal feminin. Și asta nu mai țin minte exact dacă echipa care era înscrisă atunci în competiție Smart-ul era de băieți și la fel avea o fată, o fată cu care tot așa am jucat și acum cumva suntem adversare pentru că ea joacă la Alexandria. Dar asta zic că nu mai țin minte exact, o să mă informez. Da, dacă era dar cu totul uite că sau dacă avea fete. Deja anii treceau și apăreau alte echipe care aveau fete. Și acum mai era încă o echipă la fel, avea o fată, deci erau așa câte una, două în echipa de băieți. Și da, se schimbau lucrurile, clar. Și domnul Marinescu... Dar ți era frică că, în sensul că, domnule, ce fac după 14 ani? Că de acum intrase microbul, la revedere. Da, clar. Ce fac dacă nu... Păi, că tu nu mai aveai voie când împlineai 14 ani, nu? Nu. Puteai să te mai... Chestia asta am și făcut-o. Adică după 14 ani m-am mai antrenat. În jocurile oficiale nu mai aveam voie să fiu. Cred că mușcai din pereți. Deci îmi părea foarte rău și am zis-o și o să zic în continuare, dacă aș mai avea ocazia, mi-ar mai plăcea să mai joc cu băieții. Adică cât să fie diferența aia dintre noi mică. Înțeleg ce zici, da. Da. Și dacă nu mă înșel, nu știu, în Olanda, cred, în nu știu ce ligă, s-a acceptat să fie cumva fotbal mixt. Am înțeles, da. La vârste mai mari. Da. Și, cum spuneam mai devreme, deja de la 12-13 ani, când l-am cunoscut pe domnul Marinescu, deja știam și mi-a început să-mi zică de echipa respectivă. Și cum am început eu, de fapt, stai că am aflat de echipa națională, domnul Marinescu venea și lua fete și le ducea să fie copii de minge la meciurile naționalei de fotbal feminin. Foarte tare! Și așa, deci mi s-a părut un moment atât de fain, pentru că eu am mers la meciurile echipei naționale și le-am văzut, deci o țin minte pe Flori, care, care e capitanul de la noi, și pe Bamse, care Maria Fixai, pe ele două mi le aduc aminte foarte bine. Tu fiind copil de minci, te-ai dus și tu acolo. Da, mi le aduc aminte foarte bine, când ele, știu foarte bine meciul, era împotriva Germaniei pe stadionul din Mogoșoaia, acolo, centrul Mogoșoaia. Și eram șocată când am ajuns să fiu cu senioarele în echipă și eu sunt colegă cu fetele astea și acum câțiva ani eu eram copil de mingi, eu le dădeam mingile lor. Dar era foarte, foarte fain și când am, la fel, am mai mers și am fost copil de minge când am jucat Olimpia Cluj cu Târgu Mureșu, finala cupei. Și știu că atunci a dat Ștefi golul Victoriei, s-a terminat 1-0. Și da. Acum? Și acum coleg și cu... Bine, cu Ștefi am fost colegă și la Cluj, că apoi am mers la Cluj. Da. Dar când stau să mă gândesc așa niște lucruri, eu visam, dar parcă, nu știu, mi se părea așa...
ireal cumva când am ajuns să fiu colegă cu fetele respective. Da, și eram, gen, eram așa puțin șocată, nu-mi venea. Adică mi-a luat așa un timp să accept chestia asta, da. Cât ai stat așa? Deci ai făcut, s-a terminat la 14 ani, ai făcut niște antrenament, făceai antrenamente? Da, am terminat adică la 14 ani. Cât da. Ai fiert? Am terminat la 14 ani cu băieții, mai apoi am mers, că am zis, de Târgoviște. Da. Cu Târgoviște, la Târgoviște am mers, că am zis că a fost prima. El, cum, domnul Marinescu, era cumva un parteneriat cu echipa din Târgoviște, ce se zice, Târgoviște. Da. Și am jucat acolo o scurtă perioadă de timp, dar eu mergeam doar la meciuri. Antrenamentele le-am continuat tot cu băieții, pentru că dacă era să merg la antrenamente, trebuia să fac tot timpul naveta. Naveta și naveta. Și plus că oricum era mult mai mare avantajul să fac cu băieții, pentru că nivelul era mult mai ridicat. Pentru că la momentul respectiv, ce se Târgoviște era în Liga a doua. Și... deci tu făceai cu băieții, stai că m-ai pierdut pe drum, tu făceai antrenamente cu băieții în continuare, da, da. La 14 ani și te duceai și jucai doar meciurile cu fetele? Da, da. Foarte tare. Da, da, da. Păi bun, și le știai schemele și astea? Păi normal, adică schemele, noi discutam cumva, adică făcea ședința de dinainte de meci și ți-am zis, la momentul respectiv, pentru mine era doar să mă bucur de fotbal și să fac pe terenul de fotbal cât să iasă, să iasă să fie bine pentru mine și pentru echipă. Și așa a apărut și prima convocare la echipa națională. De fapt, stai așa, stai puțin, că până să fie prima convocare oficială la echipa națională, a fost un turneu care a fost ținut la Brașov și a fost cu Under 15 și Under 17 și acolo au venit și Olimpia Cluj cu o Izmir, au făcut ele ceva, pentru că de la Cluj au plecat două jucătoare la echipa respectivă. Și atunci s-a făcut un legină, că așa exact. Se trece în contract. Acolo, și noi am jucat între noi Under 15 cu Under 17 și na, era așa fain pentru că am îmbrăcat pentru prima oară echipamentul național, mi-am luat 5 și am zis măi, mi-ar plăcea 5, dar parcă tot mai mult cu 3, că eu eram cu 3 pentru că sunt născută în 3. Și... dar cu 3 trebuia să fii undeva... da, acolo fundaș. Mai... da, și da. 5-ul la fel. Deci tu gata, te-ai stabilit. Da, da, te da. Stabiliseși. Dar stai așa că faza a fost altfel, pentru că am stat și ne-am uitat la meciul Olimpiei împotriva celor de la Izmir, Conac, nu mai țin minte, nu vreau să greșesc. Și Bamsei, Maria Ficțai, ea era cu 3 la Olimpia, pentru că ea încă era la Olimpia atunci. Și m-am dus așa la ea și am felicitat-o, nu știu, îmi plăcea foarte mult de ea. Și nu știu, cu ea am zis că eu când merg la Cluj o să vreau să port 3-ul. Și cum s-a făcut? Că eu când am mers la Cluj, ea a plecat și am rămas cu 3-ul. La Olimpia Cluj. Ce tare da. Asta, da. Și așa a venit cumva switch-ul, pentru că după când am mers la Cluj am luat 3-ul, dar am vrut să schimb cu 5, pentru că 5 a fost primul număr pe care l-am purtat la națională și am rămas așa, nu știu, impresionată de chestia că am îmbrăcat tricoul echipei naționale și 5 a fost numărul meu și am zis că cu 5 vreau să rămân. Și până și azi doar cu 5 joc. Da. Era echipamentul e cam la fel, că mai sunt și băieți mai subțirei și așa. Dar de exemplu la ghete, nu știu, habar n-am, la numere mici existau? Da, existau, normal, adică... existau, dar erau albastre sau negre. Da, albastre, chiar nu? Primele ghete de fotbal albastre au fost. Să fie... da, erau ghete, dar bine, atunci poate nici nu cunoșteam și atât de mult când am intrat în conta, nu știam firmele foarte, da. Foarte bine. Și nu erau fițele din ziua de azi. Da, exact. Jucai cu ce găseai. Și după când am înaintat, îți dai seama că am reușit să-mi schimb bandida și să fie mai fain, mai clar. Marca respectivă. Da. Și... dar e firesc. Exact. Dar și, îți dai seama când am început să-mi schimb așa, alea care să fie cele mai colorate, care să fie cele mai, adică nu simple, alea cele mai... jambierul să aibă aceeași culoare, să fie, să pare că e dintr-o bucată exact. Și așa mai departe. Dar nu, se găseau mărimi. Începuse ușor și da, 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 să... păi asta zic că deja de când eram la băieți, deja începuseră să apară diferite modele de ghete și trebuia, pentru că în primul rând era chestia de grup și vedeai la alți copii da, și da. Te duceai și spuneai vreau și eu și prin chestia asta chiar aș vrea să le mulțumesc părinților, pentru că sunt sigură că lor nu le-a fost ușor, pentru că noi eram 3. Și gândește, ei trebuiau să cumpere la toți 3 și cât să nu facă diferență între noi, pentru că și la momentul respectiv nici nu, adică
ok, nici prețurile nu erau atât de mari, dar nici salariile nu erau atât de mari. Și ei chiar au făcut eforturi pentru foarte mari. Dar frații au mai continuat? Sau tu le-ai făcut și te-ai dus mai departe? Măi, adică acum, ei... acum chiar aș putea să-i fac... Că voi v-ați oprit la... Da, cel... Băi, unde v-ați oprit voi, mă? Cel mare s-a oprit chiar încă de când eram noi la băieți. A avut el niște mici neînțelegeri sau așa și n-a mai vrut să mai continue. Iar cel mic a mai jucat până... anul trecut sau ceva deci de genul. Da, da, da. Da, cumva m-a urmărit. Dar el a fost, să zic așa, până anul trecut. Am înțeles. Da. Și acum tu poți să le faci exact acum. Băi, vedeți că am meci cu Naționala României. Păi da, îți dai seama, acum le dau eu bilete să vină. Vreți, mă, să mergeți la un meci? Mai ții minte prima zi aia, ce-ai făcut? Ai putut să dormi o noapte înainte în care știi sau cum te-ai anunțat că o să debutezi la echipa națională? Asta mică, să spune vorba ta. Când ai îmbrăcat prima dată tricou? Tricou ăsta galben. Tricou ăsta, stai așa la turneul ăsta neoficial? Nu, sau? La primul oficial. La primul oficial. Ți-a spus cu o zi înainte sau cum se nu, face? Nu, n-a spus cu o zi înainte pentru că noi eram minore și automat ne trebuia procură să putem să ieșim din țară. Și... Ma. Da. Și da, îți dai seama. Da, cu Dana Notar, exact, făcute, că predai nebunie antrenorului, exact, ambii exact părinți, ca să nu cumpoa să vă vândă, să... Da, 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 să știu. I-au anunțat pe ai mei, dar nu mai țin minte exact cine i-au anunțat. Știu că 100% când am fost la senioare, Mirel Albon l-a sunat-o pe mama, dar când am fost la juniore nu mai țin minte exact cine a sunat-o pe ea, cine a sunat pe ei, dar îți dai seama că eram emoționată, nu venea să cred. Plus că oricum atunci a fost prima oară când am zburat cu avionul, era mamă, ceva. Dar unde ai debutat? În Elveția. Direct în Elveția? În Elveția am mers, da, am avut, a fost un turneu, au fost ceva calificări pentru Jocurile Olimpice care se țineau în China. Și da, era ciudat că acolo eram, știu că am jucat cu Slovacia, tocmai că uite, urmează să jucăm cu Slovacia, cu Slovacia și Israelul. Și nu știu dacă mai era o altă echipă. Ele erau mai avansate. Din ce ai simțit tu? Cum era fotbalul atunci feminin? Da, erau nu mai vorbim avansate. Despre parte tehnică și că tu le simți. Erau. Erau mult mai avansate. Mult mai avansate decât noi. Dar asta aș putea spune legat de Slovacia. Pentru că ne uitam, eram șocată de jucătoarele alea cum joacă. Chiar eram șocată de deci, ele. De atunci, de acum... Dar Israelul, aș putea spune că noi eram mult mai bune decât ele. Și chiar le-am bătut 4-0. Țin minte și tocmai noi eram mai bune pentru că, nu știu, erau câteva fete care tot așa erau cu băieții, câteva fete care au început la echipe de fotbal feminin, dar știu că atunci între noi și slovaci era o diferență, a fost o diferență destul de mare, da, da, da. Dar gena asta de fotbaliști de la băieți s-a transmis la neamul nostru și la fete? Adică și întreb, chiar nu știu, cu mingică reală, cu... Adică noi n-am fost o nație să spui, băi, când le-i dai mingea, îl mușcă de nas. Nu? Da. Cinstit spre deosebire de alte țări. Adică am avut în noi ceva la fel și la fete? Adică nația asta are... Nu știu ce să zic de chestia asta, pentru că acum eu zic că depinde foarte mult de familie. Pentru că am văzut niște chestii legate așa, mai ales că sunt persoane poate în jurul meu care sunt cu copii sau mama mea care e educatoare și înconjurată numai de copii și văd din partea părinților care cum le insuflă copiilor, ce le dai să se joace și eu zic că de aici pornește totul, pentru că ai mei nu mi-au insuflat mie, ia du-te joacă-te cu mingea de volei sau așa, nu mingea de fotbal și așa a fost. Tateu, dar iartă-mă, trebuie și niște skills-uri, că acum numai așa se vorbește în engleză, că degeaba vrea părintele ca aia mică sau ăla mic să fie așa, dacă el când se duce acolo îl cheamă antrenorul și spune, veniți, luați-o că nu. Eu zic că... Adică cât ar fi putut să-ți insufle părinții dacă ție când îți dădea mingea, te împiedicai, ți-intra la lanț, cădeai în nas... Mai sunt... Știi, mai, adică eu zic că și... e normal, contează lucrurile astea. Dar în același timp și dacă ar fi fete să nu se întâmple, cum ai zis tu, că dacă ne-a fost insuflat și la fete. Da. Ok, poate la unele fete nu le-a fost insuflat sau poate le nu au coordonările respective. Exact, coordonarea asta e termenul. Ele învață, și chiar am discutat cu anumite, la ele se învață mult mai repede, fetele învață mult mai repede cu coordonarea sau mișcările lor sunt mult mai coordonate și îmi scap acum un cuvânt, dar mă gândesc și îți spun, dar e diferit la fete, chiar le văd mult mai, și mult mai dezvolte. Da?
comparativ cu băieții de vârsta lor. Adică dacă pui 15 ani băieți, 15 ani fete, ele sunt... Da, eu ți-am spus, depinde foarte mult de chestia că dacă le pui să lucreze pe fete, ele prind. Și se vede lucrul ăsta, uite, la Poli, când am ajuns, nu știu dacă exista echipă de fete, de fetițe, da, micuțe. Și s-au făcut, s-au vrut să se facă cumva stil academie, s-au strâns foarte multe fete și într-o perioadă m-am dus eu cu o colegă de la momentul respectiv să le fim noi antrenoare, să noi să le învățăm lucrurile de bază. Și vreau să spun că s-a văzut evoluția lor, pentru că oricum fetele veneau de plăcere, deci nu că aveau presiune, ei, exact, adică, dar cât de mult s-au dezvoltat într-un timp atât de scurt. Și asta zic că la fete e altceva, poate și chestia de dorință mult mai, nu știu, de poate că să se afirme sau să dovedească că, uite, și ele poate să facă lucrul ăsta, nu doar băieții. Corect. Și na. Am ajuns la Cluj, sau ajungem la Cluj. Da. Acolo bani băgați și echipă puternică. Da. Bun, comparativ cu echipele mari de fotbal feminin din Europa, mai jos un picuț, că asta era situația. Dar comparativ cu ceea ce era la noi, că mulți spuneau că aproape de genul unei echipe masculine mai micuțe. Așa era, așa ai găsit? Da, am... Bine, deja când am ajuns eu, mai plecaseră din fetele care au reușit să aducă nivelul Olimpiei Cluj la da, acel... La păi acel... nu știai altă echipă. Da, clar. România. Din România, era Olimpia Cluj și Asia Târgu Mureș de atunci. Ele jucau între ele, exact, să putiseau. Păi aia era, cam aia era. Ăla era derbiul se de atunci. Se cunoșteau de... Da. Exact. Și doar ele între ele se puteau încurca. Sau... Da. Asia-ul mai putea încurca pe Olimpia Cluj. Când ai ajuns tu acolo, câți ani aveai? Aveam 14 ani și câteva luni. Da. Da. Deci nu ți-ai ajuns să pleci de acasă aici, aproape te-ai dus? Da, și nu m-a deranjat. Bine, toți sportivii de performanță n-au mai rămas cu mami, bine, și cu tati. Bine, dar uite, da, că mai sunt copii, să-și mai auzi de fete, chiar în prezent, care, sau bine, și părinții, dar și lor le e greu să se despartă unii, da, de alții. Așa e. Dar la mine nu a fost așa, adică am fost foarte... Cine ți-a fost mama acolo? Te-a luat vreo jucătoare sub aripă sau cum e? Antrenoare, antrenorul? Da, toate sau... erau, pentru că cele mari aveau, da, grijă de cele mici. Asta dacă era mezina, era cineva mai mică? Mai, cred că mai erau și fete mai mici. La echipa mare erau și fete sub 14 ani jumate? Sau? Bun, nu, să zicem, să zic, bă, 14 nu, ani jumate înseamnă clasa 8-a. De fapt, stai că oricum atunci puteai să joci de la 14 ani la echipa mare. Așa știu, așa țin eu minte, dacă nu s-au schimbat lucrurile. Și ce că ai găsit mai mari? Deci tu aveai 14 ani jumate și, de exemplu, veterana, păi, ele aveau... putea să-ți fie mamă? 18 cu 14, deja că aveau un 30-32. Stai așa, că aveau aproape de 30 de ani. Păi, dacă se duceau Corina, la Olar, nu mai țin minte exact, dar oricum ea cred că era cea mai mare dintre toate acolo la echipă. Fața e că uite că ai spus de Olimpia și că era la nivelul ăla mai mic față de țările din Europa. Comparativ din cu Europa. Lyon, de exemplu, n-ai, da, ce clar, să compar, dar, clar. Uite să știi că și Olimpia Cluj a ajuns la momentul respectiv și aici se face după aia diferența, a ajuns să joace 8 timp de... Știu. Dar asta e, cred că, diferența între noi și ceilalți, pentru că noi am rămas cu rezultatul ăla, cel mai bun rezultat, pe când celelalte țări care poate la momentul respectiv erau sub noi, au ajuns să fie peste noi, pentru că au evoluat mult mai repede și au evoluat, zic eu, cu cap. Și 100% și mentalitatea oamenilor din țară. Ne-ai luat vorba din gură. Până să ajungem noi pe teren la pasă, trebuie să schimbăm mentalitatea. Exact. De aici trebuie pornit. Da, da, da. Era vorba 100% și de mentalitatea oamenilor până din țară. Până să ai cum dăm cu latul și cum facem o preluare, e ce vine de păi, aici. Păi, uite, luăm prezent, da? Spania. Uite câți oameni merg la meciurile Barcelonei. Când joacă în Champions League, joacă recorduri. Exact, joacă cu casa închisă, au jucat cu casa pe închisă cap, pe, da. Pe cap nou, știi? Adică hai domne să... Asta zic că despre lucrurile astea ce vorbim. 90.000 de oameni la un meci de fotbal feminin? Da, pe cei mai mulți oameni cu care cel mai mare număr cu care am jucat a fost 20.000 când am jucat cu America în America.
Și au fost 20.000 de oameni și în România, atunci a fost. Ți-aduce aminte? Plus sau minus, așa? În România... Ca să facem o comparație, știu adică... Știu că cel mai mare număr... Atunci nu am fost pe teren, dar am fost în tribună și am fost cu fetele, pentru că atunci nu am prins lotul. Au fost 7.000 și nu mai știu exact de oameni pe stadionul CFR-ului. Dar și cât atunci... Cât de cât? Adică nu da, 500 de inși. Da, pentru România a fost un număr enorm la momentul respectiv. Asta era se întâmpla în 2016. Deci... Bine, și la Cluj unde era Olimpia exact. Și conta foarte mult că da, într-o da, localitate da. În care n-ai fotbal feminin, normal că vin 500 de ei, hai mă, ne uităm și noi. Da, știi, da, mai, da. În primul rând de curiozitate. E clar, dar atunci la fel și a fost și meritul federației foarte mult, pentru că au făcut, da. Bine, era și un meci cu miză foarte mare, pentru că s-a jucat barajul, adică existau șanse foarte mari să ajungi la turneul final. Corect. Și s-a făcut foarte multă reclamă și s-a investit foarte, foarte mult atunci. Și îți dai seama că oamenii au văzut și au venit. Na. Acum sperăm nivelul să... Nivelul bun la Cluj ca joc, condiții, dotări și astea ok? Da, la momentul respectiv când era Cluj, era singura echipă din țară unde puteai să faci performanță. Bun. Și nu zic chestia asta doar că m-am dus acolo și am da. Jucat, dar cred că asta poate să zică toată lumea și toate fetele care au trecut pe acolo și poate și cele din exterior, pentru că nu, eu nu cred că degeaba au fost rezultate și încă sunt, adică încă e format nucleul respectiv și ce s-a făcut, pentru că acolo au fost cele mai bune jucătoare și sunt printre cele mai bune jucătoare din dar țară. Dar ce nebun a avut ideea de a risca să investească într-o echipă de fotbal feminin? Adică cine a fost nebun? Păi știu că au fost doi nebuni, domnul președinte Alin Ciobanu și domnul Mirel Albon. Ei au care fost... au crezut în treaba asta. Da, 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 ei au creat proiectul acesta. Dai seama că l-au luat de la zero. Ce fotbal feminin în România? Da, da, da. Ei ca erau... oricare interesează proiectele astea cu fotbalul pe plajă, cu mini-fotbalul, cu futsalul, că noi, exact. Na, în afară de fotbalul ăsta mare, știi că noi am avut un campionat de fotbal feminin, mi se pare vreo 2 ani, nu vreau să greșesc, pe vremea lui Ceaușescu a fost campionat mare de fotbal feminin, okay. Știai? Nu. Fiecare fabrică era obligată okay, da, cred să că aibă și așa. Și atunci, dar erau puțin și jucătoare profi, adică nu te gândi că le lua din producție, haide mă să jucăm. Și vreo 2 ani de zile, nu vreau să greșesc, 72 sau ceva pe asta și erau meciuri sănătoase pentru că, dai seama, o fabrică mare avea 1.500-2.000 de doamne și de domnișoare din care aveai de unde să alegi. Și din ce știu, iarăși nu vreau să greșesc, Elena Ceaușescu le-a văzut în șor transpirate după o finală, deci 2 ani de zi, și a zis astea sunt mamele noastre eroine, așa nădușite și cu părul ud și uite, luarcă, astea sunt mamele alea de comunită. Ia opriți-mă treaba asta. De comunismul, da, asta, dar asta era gândirea adică comunismului. Noi, nu știu dacă poți să te lauzi. Știi, dar acum 50 acum de ani... Acum că ai spus de chestia cu fabrica, cu fabricile, parcă îmi da, aduc aminte că au mai povestit. Trebuiau bani. Cine să investească în fotbal feminin? Îți dai seama. Acum 50 de ani. Deci uite-te atunci... că au trecut ani și uite că sunt tot mai multe echipe de fotbal feminin și oameni care investesc și... Da, dar noi am pierdut 50 de ani. 35, 40, păi, să zicem, da. Știi? Noi sperăm să... Prin Franța, prin alea, ele au mers în continuare. Păi uite, în Franța, că ai adus da, vorba de Franța, da. Am mers la un turneu Under 17, turneul celor 4 națiuni și am jucat împotriva Germaniei, împotriva Franței și împotriva Austriei. Și știu că a fost ceva discuții atunci cu cred că antrenorul Franței sau cineva din staff și erau foarte supărați pentru că aveau la momentul respectiv doar 100.000 de jucătoare legitimate. Pe când noi nu știu 100.000. Da, atunci, păi la momentul respectiv. Păi erau mai multe decât băieții de la noi, cred că legitimați. Glumim, da? Cred că pe acolo sunt. Și săracii n-aveau de unde să adune o echipă națională, că era nucleul mic la 100.000 Doamne, de... Doamne, și ce jucătoare aveau, deci naționalele de junioare... Wow. Teo, nouă ne lipsesc 40-50 de ani. Clar, știi? Păi aia e chestia, nu că și noi dacă o să ajungem să evoluăm, tot o să fim în urmă, pentru că ei... Păi ei nu stau asta, pe loc. Asta numai dacă stagnează ei, ei și... dacă se culcă acum și ne mai auzim în 2080. E clar nu, că noi că avem. Zicea tatăl meu, chiar am avut o discuție legată de... Am fost în... de Revelionul trecut în Olanda și vorbeam de ce se întâmplă pe acolo și cu fotbalul feminin, că și fotbalul feminin e... foarte ridicat, la un nivel foarte ridicat acolo și aia și dacă se pun să dormă 20-30 de ani, toți sunt înaintea noastră. Da, dar uite, unii și-au dat seama destul de târziu, că știu de Spania că în 92 când au organizat Jocurile Olimpice de la Barcelona nu s-au disputat meciuri feminine, dar și-au dat seama că dacă începi să investești în ceva, mă treaba, și dacă ai răbdare, că nu investești acum.
și peste 20 de ani sunt campioane europene, sunt campioane mondiale, că e ultima campioană mondială, nu? Da, cu tot scandalul de acolo. Da, da, da. Ideea e că oamenii ușor, ușor și-au dat seama că și din fotbalul feminin poate să facă un business. Că până la urmă fotbalul e un business. Bași bani, aștept și țiese. Ăsta e adevărul. Vinzi. Dacă știi să conduci business-ul ăla cum trebuie, îți vin. Numai trebuie să ai răbdare. Pentru că nici cum peste noapte nu o să ai rezultate. Mai exact. E și spectacolul, că mă uitam la meciul de la finala de la Sydney, Spania cu Anglia. Ce era în tribună, ce era și uite emulația creată. Și președintele de acolo, când au zis că au văzut câtă lume au venit la meciul respective, că o să investească și mai mult în fotbalul feminin. Păi nu-i normal? Normal. Mi se pare normal. Nu știu, 60.000. Da, dacă poate ceva să intre 80.000? E clar că nu o să... Adică eu aș vrea să se ajungă să fie la același nivel cu fotbalul masculin. Dar e clar că mulți o să prefere tot timpul fotbalul masculin, pentru că oricum mulți sponsori sau multe persoane influente merg mai mult către fotbalul masculin, pentru că așa chiar e, domne. Că în Spania, cel puțin acum e discuția asta că fetele, băi, sunt campioane mondiale, punct. N-avem ce comenta. Da. Bat cu pumnul masă, domne, vrem salarii ca la bărbați sau prime sau ce au ei acolo. Se va putea asta vreodată? Niciodată, nu? Sau de ce va să? Fi foarte greu. De ce să nu? Pentru că exact cum ai spus păi, tu, uite, e mentalitatea Brazilia, de a investi. Brazilia, și acum vorbesc de echipa națională Brazilia, au ajuns și sunt la egalitate. La egalitate, da? au drepturi egale. Nu eram să știi că sunt mai, multe naționale, dar eu chiar mă bucur pentru că, uite, Statele Unite, asta deja cred că știe Statele toată lumea. Unite, Statele da. Unite a dat în judecată federația pentru că ele aveau salarii mult mai mici, ele erau, primeau mult mai puțin bani decât bărbații, vorbim de bărbați, și la ei fotbalul masculin unde e și unde e fotbalul feminin? Adică, dacă întrebăm acum la reprezeală trei jucători de fotbal, de fotbalul nostru european din Statele Unite, nu știu, dar trei fete zic. Păi, aia, da, de da. De fotbal nostru, pentru că la fotbalul american mai, nu... La ei cu fotbalul și lor mai american. Și cu pumnul masă, adică când a venit doamna Rapinoe și a dat cu foarte pumnul masă și a zis ce facem, mă. Exact, dar foarte bine a făcut, pentru că ele s-au gândit în primul rând la drepturile lor din prezent și în același timp ele au făcut un bine pentru viitor, pentru cele care vin din spate. Oare că tu te retragi la 38. Exact, picuț, dar în același timp tu faci un bine pentru viitor și la fel să facă și restul care vin din spate, să facă cumva să fie de la bine la și mai bine. Corect. Hai să întoarcem puțin la Cluj, dar la modul sincer, Teo, te rog, când ai intrat pe teren contra unor jucătoare de afară, tu te-ai simțit nu inferioară, că nu ăsta e termenul, că domnule, cum zic toți fotbaliștii, două picioare, două mâini, mingea e rotundă. Dar ai simțit un pic că suntem în spate? Asta când am ajuns la Cluj și am jucat cu în Champions League. Se simte... Bun, ai dorință, ai voință, ai mândrie, ai orgoliu, ai ce vrei tu, da? Normal că se simte, plus că e subconștientul, din punctul meu de vedere, pentru că tu știi că alea sunt, nu știu, luăm cel mai bun exemplu, că primul an al meu, când am ajuns să jucăm în 16, mi-am jucat împotriva PSG-ului. Și te gândești, bun, băi... Bun, când ții pe piept o tipă de acolo sau de la Lyon. Păi asta zic, te gândești că aia e la un nivel mult mai înalt decât tine, că aia e într-un mediu care e mult mai bun decât e în țară, altfel e văzut. E normal că te vezi cumva inferioară, dar și lucrul ăsta, că uite că ai zis tu că să fie dorința asta, trebuie să știi cumva să o pui în balanță, pentru că dacă tu intri pe teren și tu zici, păi eu sunt mai bună decât asta, păi la un moment dat ajungi să te minți tu pe tine. Da. Pentru că tu trebuie înțeleg să vezi, băi, eu sunt la nivelul ăsta, e la nivelul ăsta. Ce fac să... Da, exact, ce fac ca să ajung în primul rând la nivelul ei și apoi ce fac ca să ajung peste nivelul ei. Bun, deci la nivelul ăsta nu mai merge să spui că și iau tot două mâini și două picioare, pentru că ele sunt mult mai în față. Știi că așa ar trebui să-și mă mingea e rotundă, ele tot două picioare au, dar vin cu ceva bagaj, alt vin tip de bagaj, vin cu ceva bagaj, dar în același timp cumva vin cumva să mă și contrazic o chestie, pentru că uite, cel mai bun exemplu e Elveția. Când am jucat noi, ne-am făcut 1-1 pe Arcul de Triumf. În meciurile precedente ne-au cam bătut. Așa. Și dacă stai să te gândești, băi, ce au ele în plus față de noi?
ok, joacă la nivel mult mai bun. Suntem noi, ne simțim, adică sau am putea să... Tot timpul stai să te gândești, noi am putea face față în campionatul respectiv. Și dacă tu simți chestia asta, bun, ok, ea ce face? Sau eu ce pot să fac să o împiedic pe ea să fie la cea mai mare, nu știu, capacitate în momentul respectiv. E problema noastră, iartă-mă, bun, un meci, dar noi cred că ar trebui să... Constanța e problema, pentru că... Da, exact. Știi, dacă, exact cum ai zis pentru tu. Pentru că noi doar în meciurile în care sunt adversarii mai puternici sau la un nivel mult mai înalt decât noi. Dar uite ce se întâmplă când noi suntem sau jucăm împotriva unor adversari care, să zic, sunt la același nivel cu noi sau sub noi. Acolo e problema. Exact, ești foarte bine de constanță. Dacă nu ții, ai bătut, ai face egal cu Elveția. Dom'le, până acum ele ne-au bătut. Dar nu-i vorba numai de fotbalul feminin. Ei, ca nație, ne-au bătut, da? Da, da. Acum ai prins, ai făcut 1-1. Tu trebuie să o ții pe linia asta un an, doi, ca să obții o calificare. Exact. Că degeaba scriu ziarele că, uite, am făcut 1-1 cu Elveția, dacă după aia faci 1-0 cu Bulgaria, știi? Sau mănânci bătaie 0-1 și așa mai departe. Da, da, da. Constanța asta este treaba. Da, și constanța ar trebui nu să fie doar, nu știu, în perioada când ești în cantonament. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie din prima zi a anului până în ultima zi a anului și apoi te-ai pus, ai dormit, ai ciocnit de anul nou și apoi o iei de la capăt. Corect. Vorbim un pic, mi-e greu să te întreb, dar trebuie să te întreb de cea mai grea perioadă bănuiesc din viața ta cu Elveția și cu accidentarea? Da. Deci plecăm de la Cluj. Am plecat de la Cluj după 6 ani frumoși și plânsete. Cupe. Sau da. Bucurie că ai plecat. Și. Plânsete pentru că Clujul pentru mine e a doua casă. Eu dacă aș putea, sinceră să fiu, și mi-ar plăcea să trăiesc în Cluj. Dar nu știu unde mă duce viața. Corect. Bine, așa și în Timișoara mi-ar plăcea să trăiesc. Păi. Și Timișoara deci acum... Deci undeva la 20 de ani, nu? 21 pic. 21 de ani. Bun. Am plecat din Cluj după 6 ani. Am vrut neapărat schimbarea asta, pentru că la un moment dat ajungi să vrei și tu mai mult. E normal. Și ok, poate nu a fost cea mai... bună echipă pe care am ales-o să merg sau așa, dar eu m-am gândit-o altfel. Merg în Elveția, alta este vizibilitatea, toate meciurile sunt televizate, automat ți se schimbă cumva statutul, pentru că tu nu mai joci în campionatul României, joci în campionatul Elveției. E stranier. Exact. Plus că campionatul Elveției chiar la fel este cum este la noi în România acum în prezent, de 8 echipe. Așa era și acolo. Se jucau, deci jucam, la un moment dat mă plictiseam să le văd pe alea cât am apucat să joc. Campionatul mai dur, intens, deci topoare, dacă pot să zic așa. Da. S-o iei pe garduri. Cât ai jucat până la accidentare? Păi, număr de meciuri nu mai știu exact. Ideea e că eu m-am accidentat în martie și în ianuarie, deci undeva la 2 luni am jucat acolo. Da, ghinion. Da, dar eu chiar cred și zic chestia asta că totul se întâmplă cu un motiv și cu un scop. Lasă-mă în pace. În viață. Nu, că serios. Nu se pentru întâmplă că... așa, cu erai acolo? Sau erai... Eram altundeva. Păi. Da, dar și o chestie asta, uite, cu accidentarea. De asta, eu de aia spun că se întâmplă cu un motiv, cu un scop. Pentru că tot procesul cu accidentarea, cu recuperarea, m-a făcut pe mine să am mai multă răbdare cu mine și de la viață. Pentru că a fost un proces lung și îți dai seama să fii atâtea luni departe de teren și tu să mergi să le vezi pe fete la antrenamente și la meciuri, deci efectiv simți că mori. Cât a durat? Păi eu după 5 luni jumate am jucat, în ideea în care normal timpul de recuperare era mult mai lung, dar cât ai pentru tras că de tine? S-a întâmplat, nu că am tras, s-a întâmplat... S-a întâmplat în Elveția și am avut un avantaj foarte mare că s-a întâmplat acolo și am dat de niște oameni minunați și mă bucur acum pentru că atunci când m-am întors în țară, să fac așa ca să fac o paranteză, m-am întors în țară și am continuat recuperarea cu kinetoterapeutul, fizioterapeutul care este la echipa națională de seniori. Și el, ca să poată să continue să vadă exact ce și cum, l-am pus în legătură cu domnul cu care am făcut eu recuperarea. Și eu ajuns acum, au făcut o grămadă de, adică au făcut deja, cred că au fost la al doilea congres. S-au adunat și stagiu de pregătire, exact. Ăsta. Și mă bucur foarte mult că prin intermediul meu el a ajuns să intre în contact cu el și acum am față foarte mulți kinetoterapeuți și fizioterapeuți din România procesul respectiv. Am înțeles. Și îți dai seama că iar pentru că omul ăla
nu știu, mi-a dat-o atâta încredere și... Deci e vorba de un elvețian. Sau ce era, era el? Sau... Normal, el e italian, dar e acolo în Elveția. Am înțeles. Dar a studiat în foarte multe locuri și omul chiar e... Și exact ca în filme, cum vedem în filmele americane cu sportivul care nu mai poate să tragă și chinetul ăla țipă la el și hai și așa este... Nu știu dacă la mine la un moment dat dacă nu mai puteam sau așa, dar ideea că m-a încurajat. Ți-a fost greu? Mi-a fost greu la un moment dat, dar parcă nu simțeam. Deci, ca să știi, eu abia așteptam să merg ziua următoare la recuperare, pentru că nici nu simțeam cum trece timpul acolo și tot timpul făceam ceva diferit și era totul spre binele meu, dar îmi plăcea foarte mult. Ai avut și momente de slăbiciune, adică ai plâns? Normal că am plâns, pentru că nu venea să crezi și la un moment dat mă întrebam, dar de ce mi se întâmplă mie chestia asta? Sau ce am făcut eu de mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar și... ție, cum ți s-a... Iartă-mă că răsucesc cuțitul, dar tu ca fundaș e mai greu să nu... Cum ai pățit-o? Păi nu, am sărit la o minge, când am aterizat, mi-a rămas piciorul în pământ și atunci a venit o jucătoare respectivă, s-a băgat mine, da. Bine, întrebam, iartă-mă. E ok. Da. Ideea că în momentul respectiv când eram jos pe teren, mi-au venit foarte multe gânduri. Da. Și a fost oribil, dar... Bun, se uită la noi, fetițe care vor să înceapă. E clar că, așa cum am spus, sportul de trebuie scris aici mare. Sportul de performanță se face cu sacrificii. Punct. Cine vine spune că a, nu e, băi, că e o plăcere, uitați dovadă. Bun, îți trebuie o munte de voință ca să te recuperezi, că Teo, mulți au cedat și au spus. Știu sportive cărora la 17 ani s-a întâmplat treaba asta și care erau mai bune decât Cristina Neagu la nivelul lor de atunci de vârstă și a zis gata, la revedere, mulțumim. Pentru că n-au avut pe cineva lângă, pentru că n-au avut voință, pentru că n-au avut o refacere ca lumea și la 17 ani, nu la 20 și... Da, normal, adică că trebuie foarte multă voință pentru că trebuie să plece de la tine. Degeaba vrea doctorul, fizioterapeutul, kinetoterapeutul și îți zice hai dacă nu vine de la tine. Eu cred că cel mai important în procesul ăsta ești tu. Tu ai avut momente în care ai cedat? Ai fost pe punctul de a ceda? La, sau niciodată? La acum cu recuperarea? Da. Nu. Adică eu abia așteptam, domn... eu tot ziceam, bon, abia așteptam, bon. Da. Dar nu. Enorm. Știi că sunt unii... Ai avut psiholog? Nu am avut psiholog, dar... O chestie foarte interesantă pe care o făceau ei era că îți acordau niște timp și ei discutau cu tine și a zis că... Ca o consiliere, așa? Da, dar cine tot, erau ei? Ei de la clinica respectivă. De la clinica respectivă. Dar nu vorbim de cel care te ajuta pe os, concret, pe fizic. Îl dăm deoparte pe italian. Ideea că omul respectiv care și vorbea cu mine era și el acolo, dar nu m-a ajutat chiar foarte mult cum ajutau ceilalți. El era mai puțin în sală când făceam exercițiile respective. Sau dacă făceam exerciții, erau niște exerciții minore cu el. Dar el, un lucru ce mi-a rămas împregnat în minte a fost că eu degeaba o să revin și o să fiu la capacitatea normală fizică, dacă eu psihic nu sunt ok. Și eu trebuie să mă gândesc, eu când revin o să-mi fie frică, o să vreau să mai Cine te ajută? Omul ăsta? Sau cine te ajută să... Omul respectiv stătea și discuta cu mine astea, dar nu, eu nu o luam, adică eu o luam efectiv ca fiind o simplă discuție, ca și cum eu vorbesc cu tine acum. Știu. Nici n-a fost așa, nu știu, formal, că eu stăteam pe patul respectiv și el îmi făcea la picior anumite chestii. El, și el discuta, nu era altcineva. Da, el. Adică făcea și muncă fizică în afară. Dar domnul respectiv care discuta cu mine, nu este cel care a luat legătura cu kinetoterapeutul din... Deci eu și așa, știi de ce te întreb? Da, erau foarte mulți oricum în clinica respectivă. Tu știi mentalitatea noastră, cum să discut eu cu un psiholog sau cu un psihoterapeut, că nu-s nebună. Știi că asta e mentalitatea. Stai, nu pot să trec de ruptura la gleznă sau de dublă fractură de tibie și peroneu, îmi trebuie unul și sunt foarte mulți care clachează pe bucățica asta și stăm de vorbă peste 10 ani și spun, oprișene, dacă aș fi avut un psiholog atunci... Uite, și de aici începe discuția. Foarte, foarte bine că ai zis lucrul ăsta, pentru că noi ca jucători, dacă noi ne dedicăm toată viața acestui sport sau sportului pe care îl practicăm în momentul respectiv și tu
te accidentezi și tu nu mai ai programul respectiv zi de zi, săptămână de săptămână, e clar că inevitabil se întâmplă ceva în capul tău și tu trebuie să discuți cu cineva, cu cineva care te înțelege, cineva care să-ți dea niște sfaturi. Adică eu chiar încurajez pe jucătorii și jucătoarele care pățesc lucrurile astea și care simt cumva că pierd controlul cu ei și că nu se mai regăsesc, să meargă să discute, pentru spune lucrurile astea, uite, ca să se audă, mai ales de la cineva care a avut nevoie. Da, dar e un plus pentru ei, pentru că altfel te ajută sfaturile primite de la oamenii care știu lucrul ăsta. În afară de familie care e alături de tine, dar te mângâie. Da, e clar că familia o să zică, da, lasă, că tu nu știu ce, că la, nu știu ce. Nu, dar tu trebuie să, în primul rând, să mergi să discuți cu o persoană cumva din exteriorul tău, care nu te cunoaște, adică de asta zic un consilier, un psiholog sportiv, că care există. Asta face. Da, exact, păi tocmai că acum am evoluat psiholog sportiv. Avem psiholog sportiv care studiază și exact pe chestia asta, poate și pe chestia de accidentări și așa, nu știu exact foarte bine. Dar, dar te ajută pe tine ca sportiv să fii acolo și să fii pe aceeași și linie. Și în partea asta, iartă-mă cu accidentele, dar și în partea altă, domne, câștigăm mai mulți bani, ce face să nu ne ia valul? Gagici, mașini scumpe, tatuaje și așa mai departe. Ai și în partea altă să mergem, că te ia valul și în 2 ani de zile educație clachezi. Financiară. Da, exact. Sunt, da. Da. Adică să aibă grijă. Lucrurile astea sunt foarte importante. Bine, ideea e că cred că la fete și revenind iară vorbim de fotbalul feminin, nu cred că se pune problema de chestia asta că se le ia valul sau da, așa, pentru că e o diferență foarte mare corect. Între cei la fete și cei la băieți, dar în același timp dacă e diferența asta mare pentru că tu nu ajungi să câștigi sumele respective, adică în România, poate, uite, în viitor o să ajungă să câștige și aici sumele respective, că față de trecut și acum în România se câștigă bine, adică te poți întreține dacă vrei. Asta, o fotbalistă poate să trăiască decent în România? Eu zic că în prezent, da, da, poți, da. Care prinde și echipa națională, care e acolo sus. Eu zic că în prezent poți, da. Fără să mai faci altceva, adică asta să fie meseria ta, în cartea de muncă să scrie fotbalist. Eu zic că în prezent poți. Bun, contează și treaba asta. Exact, dar asta voiam nu să zic că de foame, multe domne. Fete, ele cumva încurcă treburile pentru că se gândesc, bun, am ajuns la o echipă, joc fotbal, sunt la echipa națională și văd cum sunt fotbaliștii și ei, băieții, bărbații, că poate mulți dintre ei renunță la facultate, nu mai fac facultate. Da. Uite, o chestie la fete ar fi că de ce să renunți la facultate? Pentru că tocmai oricum viața de fotbalistă e mult mai scurtă. Dacă tu la un moment dat vrei să ajungi să-ți întemezi o familie, și poate nu mai vrei să mai revii după ce ai făcut copilul, pentru că așa simți tu, că vrei să te dedici copilului 100%. Ce faci atunci? Tu ce faci după? Ok, e perioada aia când îl crești, dar după aia ce faci? Că tu tot timpul ăsta ai fost cu antrenamentele, cu meciurile, dar tu nu ai niște studii. Sau apropo nu... de asta, ai dat centrarea perfectă, eu acum trebuie să dau doar cu capul, că mi-ai centrat perfect. Federația Română de Fotbal a demarat un proiect, așa știi, toată lumea vorbește, dar nu trebuie luat în derâdere, din contră a demarat un proiect cu legat concret de fotbalul feminin. Și voi de aia și mergeți peste tot și vorbiți despre lucrurile acestea, pentru că sunt fotbaliste care au copii, fotbaliste care au revenit după ce au născut, fotbaliste mămici, fotbaliste și așa mai departe. Care au joburi. Deci... Chiar mă bucur că federația a făcut campania asta pentru că cumva clarifică treburile, pentru că oamenii cred că ne confundă sau ne bagă, sau zic așa, pe urmă, și ne bagă în aceeași oală cum sunt fotbaliștii. Ei, bărbații. Ei cred că noi ca fete care practicăm fotbalul nu mai facem nimic pe lângă. Dar sunt multe fete care lucrează, sunt multe fete care, adică multe fete, sunt fete care au copil, sunt fete care nu sunt 100% la, doar la fotbal cum sunt ei. Adică viața lor e efectiv antrenamentul, tot ce procesul se respectiv, meciurile și atât. Dar la noi e diferită chestia. Și uite, la noi, la echipă, la poli, sunt fete, ok, acum nu mai sunt fete care lucrează, cumva a scăzut media de vârstă, dar sunt fete care cumva trebuie să facă cumva să se împartă cu antrenamentele și cu cursurile la facultate, pentru că știe toată lumea cum sunt cursurile la facultate, că nu le ai cum e la școală, de dimineață până la ora 2 și apoi ai terminat.
Și asta e că multe fete ar trebui să gândească foarte bine la lucrul ăsta. Și dacă ajung să fii la un nivel înalt, eu vreau să le influențez pe ele pozitiv să meargă și să-și continue studiile, pentru că până la urmă e spre binele tău, că nu... Deci o campanie de conștientizare că fetele, în fotbalul feminin se mai face și altceva. Exact. Adică exact. Sunteți femei. Punct. Uite, Elveția. Cristina Carp joacă în Elveția și povestea că sunt colege care sunt la fotbal, adică sunt acolo pe teren și tot timpul, dar ele mai au și joburi. Da, sau chiar tu aveai colegi așa, da? Aveai colegi la echipă? Mămici, să zicem. Nu, mămici. Chiar și acolo eram o echipă destul de tânără. Tânără. Da. Dar știu că la alte echipe sau unde e acum la Young Boys, sunt majoritatea care lucrează. Wow. Și ele sunt, poate să fie profesioniste? Păi asta e chestia, că nu cred că campionatul de acolo e profesionist. Cred că e un semi. Da. Pentru că tu joci meciuri, dar... Da. Dar mai ai și o altă... Bine, oricum în Elveția sunt cumva că la ei cu câte ore lucrezi pe săptămână, e cumva diferit de ce e la noi. Corect. Hai să facem un exercițiu scurt de imaginație. Ce s-ar fi întâmplat fără accidentare? Fără accidentare? Cred că acum eram în Italia. Acolo îți doreai? Da, și au fost în discuție cu o echipă de acolo, dar așa a fost să fie. Dar... Acum, din punct de vedere sănătos al sănătății, ești 100% cum erai înainte? Da. Adică n-ai nicio treabă. Da, eu și la primul meci pe care l-am avut și am intrat după accidentare. Uite, zi-mi primul meci cum e, n-ai în minte, nu-ți vine în minte accidentarea, nu? Nu. Nu intri cu teamă, întreb pentru că nu știi. Nu, mi se pare amuzant pentru că primul meci pe care l-am jucat oficial după accidentare... Tu cât ai stat, iartă-mă, că oamenii deci, să înțeleagă, din accidentare până la primul meci, 5 luni jumătate. Da, bun. Și normal mi-au spus că la tipul ăsta de accidentări se poate sta și un an. La tipul ăsta de accidentare mi-au zis că nu știu câți jucători, nu știu câți sportivi, nu mai poate să mai continue. Da, pentru că a fost o accidentare destul de urâtă. Bun, și vine primul meci. Și nu am jucat titulară, nu puteam să joc așa. M-am băgat în ultimele minute și mă duc eu ca Mihai Viteazu alunecare și toți s-au speriat, erau cu mâinile în cap. Ai mei acolo. Iar 5 luni. Eu nimic, n-am nicio treabă. Eu m-am ridicat și am vrut să zic, da, ce aveți, frate? Deci tu ți-ai șters accidentarea din cap cum ar veni la primul meci? Da, clar. Dar eu și când am intrat la primele antrenamente, știi, eram... Ce te întreb, pentru că știi ce se spune, domne, intri cu teamă, n-ai mai jucat la mine nu a fost luni, chestia bla, bla, bla. Asta. Sunt multe. La mine nu a fost chestia asta, încă că mai mult parcă fetelor le era frică să intre la mine. Eu nu aveam treabă. Pentru mine, dacă eu am conștientizat psihic că eu sunt refăcută 100%, eu am zis că ce poate să mai întâmple. Ok, se mai întâmplă. Am trecut prin tot procesul ăsta. Am văzut de asta, am spus că pentru mine a fost un lucru, că ți-am zis că s-a întâmplat totul cu un motiv. M-a făcut să conștientizez multe lucruri, m-a făcut să am mai multă răbdare cu mine și... Am zis, ok, dacă e la 8 și acum stau să mă gândesc, clar nu o să fiu fericită, dar dacă știu că o să mă accidentez sau așa, știu că de mine ține să revin înapoi pe teren la nivelul la care eram înainte. Prin și muncă, nu. Prin... Da, clar. Totul ține de muncă și de ce vrei tu și ce îți dorești tu. Te mai gândești să pleci afară? Da. Da? Da. Te gândești? Normal. Ai și o țară anume? Nu știu. Adică ai vrea să... nu știu, acum depinde de... Depinde de multe lucruri acum. Tu ești bătrână, cum se zice, știi, cu experiență. Eu sunt cea mai bătrână din echipa mea de la Timișoara. Și tu având 24 de ani. Asta e tare. Ca să-ți dai seama cât știi, ce echipă tânără avem. Băi, stai așa puțin să ne gândim. Deci are undeva la 10 ani de experiență. Nu, mai mult. Nu, profesionist. Ah, ok. Da? Că sunt 15 ani de când joc fotbal. Da, ai 24 de ani cu totul. Da. Știi? Da. Normal, asta se adună la 32-35 de ani. Teo, câți ani ai? Păi 15 ani. Bă, ai început la 20, bravo. Da. Știi? Dar deci tu ești cea mai bătrână la 20... Hai să zice cu experiență, că sună urât. Da. Cea mai cu experiență jucătoare la 24 de ani. Da. Deci tu ești mămica lor? Da. Da. Sunt mămica lor. Păi cea mai... e o fată în echipă care... Asta, deci, cea mai mică? Ea are 14 ani și... Nu,
Cred că, da, 14 ani cea mai mică și am zis, păi, mai mulți ani de fotbal decât ai tu de viață. Corect. Ai adus aminte cum erai și tu că la 14 ani jumate ai intrat în vestiar la Cluj. Da, da, da. Deci, nu, eu repet așa, 24 de ani și jucătoarea cea mai în etate. Da, exact. Cum se zice, decana de vârstă. Deci îți dorești afară, normal. Da, normal, normal. Acum te stabiliști tu niște borne până la cât o duci? Dacă merge motorașul, dacă n-ai accidentări și astea... Stai, că trebuie să iau în considerare și ce vreau să fac cu viața mea personală. Că pentru mine și ea e importantă. Auziți, Timișoara, echipa națională, vedeți că acum se destăinui. Deci la cât ești din... Păi nu știu, asta nu pot. Îți dai seama că aș vrea cât acum mai mult. Dar ți-am zis, pentru mine și viața personală e la fel de importantă. Pentru că am mai spus-o... Chiar am fost cu psihologul de la noi, de la echipă, la facultatea unde predă el. Și la cursul respectiv au venit niște elevi care studiază la psihologie și au pus diferite întrebări legate de cum e la noi la fotbal și un băiat a venit cu întrebarea că ce faci dacă îți vine o ofertă bună, să zicem un Juventus, a zis el așa, și prietenul tău nu vrea. Păi am zis, în primul rând, eu nu pot să iau decizia singură, pentru că în momentul respectiv, dacă eu am un prieten, nu ține numai de mine să iau decizia, că nu mai sunt singură, dacă n-aș avea pe nimeni. Exact. Până la urmă, depinde de amândoi și stăm și punem lucrurile în balanță. Vedem ce e bine pentru mine, ce e bine pentru noi, ce e bine pentru el. Alte momente despre care nu cunoaște multe lucruri, știi? Exact. Din viața de sportiv, exact. Indiferent că e fată sau că e băiat, știi că e masculin sau feminin, vine aia, ce facem? Ai și un copil. Exact. Ce facem? Ne mutăm acolo, nu te duci tu singură, nebunești cu capul, merge tot familionul, știi? Lucrurile astea nu se cunosc. Exact, e dar simplu, nu. Știi? Dar vorba aia, să primești tu întâi oferta, exact, nu? Da. Și după aia faceți o ședință, analizați. Mai, momentan am 24, momentan copil nu. Da. Adică cel puțin următorii 2 ani nu. Mai, deci care vedem, ați auzit vedem. Și vreți să trimiteți oferte, 2 ani de zile cel puțin, nu. După 2 ani vedem. După 2 ani ne mai auzim. Atunci deja o să am 26 de ani. Deci. Doamne, tânără, și zici, o să am 26, deci sunt așa bătrânești. Hai să luăm din aia femeile la cratiță partea pozitivă. Le ai cu cratița? Dacă tot au zis, hai la cratiță. Păi fix, cu cratița. Fix asta mă gândeam înainte, cum știu cum a venit chestia înainte, vorbeam noi cu cratița. Și am vrut să zic, dar eu chiar le am cu cratița. Și păi uite, chiar acum 2 zile să știți că am făcut supă cremă. Bine, nu că e foarte complexă, dar am pus deci supă. Da, și chiar îmi place foarte mult să... Deci nu mai merge să strige, schimbați strigătura. Îmi place să gătesc, tocmai pentru asta eu fac și un curs de nutriție, pentru că să fiu foarte atentă la alimentația mea și tocmai mai mult prefer să-mi gătesc eu decât să-mi se gătească. Aș vrea să rămânem prieteni în continuare. Ce mâncăm? Să nu te strici cu brocoli. Ai grijă la răspunsuri. Brocoli, nu. Nu mâncăm sunt. De toate? Da. Și sunt, carne da. Și tot. Adică vreau să rămânem în continuare în relații bune. Da, stai așa că am avut o perioadă... Stai. Uite, vezi cum ne pierdem. Te-am rugat să te concentrezi. Da, te am rog, avut, apa, dacă... Am avut o perioadă în Elveția când am început să renunț la carne. Da. Și am renunțat, cred că undeva la 6-7 luni am renunțat la carne, dar după aia am revenit. Cine te-a prostit acolo? Vreo colegă? Vreo cine a venit? Măi, am văzut la o colegă, ok, am discutat cu ea și apoi m-am deci, uitat la tot felul de documentare. Știu, alea cu porcul care nu știu ce. Da, bine, oricum porcul, eu mănânc porc, nu-mi place. Nu mănânci? Nu, păi, nu. Bun, dar cărniță consumăm. Da, da, deci, da. Deci plecasești Teodora pe drumul cel greu și iată că la un moment dat ți-ai revenit. Da, da, dar nu. Bun. Și mai ales cu chestia că acum fac cursul. Acum cu cursul de nutriție îmi dau seama cât de importantă e carnea. Adică... Să-mi dai și mie foilele un picuț că dacă le mai așteaptă puțin să fiu agredit. Da, 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 și după deci aia. Deci cu asta le avem, cu gătim. Da, da, bun. Gătim. Ce muzică? Adică dacă mergem, ce găsim în... Dar zi unul să-l știu și eu, din ăsta mai... Mă uit, le ascult orice. Rock nu ascult. Deci 100% rock nu o să găsești. Pop, dance. De toate. Manele. Hai că acum nu mai e rușine. Poate înainte era o rușine că zicea, dar... Da, o să tăiem la montaj. Cum să spui manele? Doamne, da. Aveți muzică în vestiar? Cum să nu? Da. Eu sunt de părere că muzică schimbă foarte mult vibe-ul în bine.
și sunt adepta muzicii. Și dată și mai bine, eu mai mult prefer să fie muzica în boxe decât să am muzica în căști. Să stai așa, da, să bubuie. Da. Le ții discursuri? Da, da. Adică, la echipa de club. Da. La echipa națională le avem pe fetele, da, care sunt capitani sau așa. Dar și dacă e așa, fiecare cum... simte ce zice, ce simte sau ce crede că poate să ajute echipa. Știi ce, noi de afară nu știm și în momentul în care îl vezi pe Ionuț Radu vorbind și vezi performanțele de acum 3 ani, 4 ani al echipei naționale de tinere, zici, bă frate, înseamnă că ceva funcționează. Dar mi se pare normal. Ceva, știi, da, că se adună ideea așa toți. Că, din punctul meu, ok, capitanul să zic că are mult mai mult de făcut chestia asta și să, pentru că de asta e capitan, cumva să fie oricum legătura între vestiar și staff, să le susțină pe fete, da. Da, da. Dar în același timp, nu strică dacă vine altă fată din echipă și zice un lucru și care să fie pozitiv și să ajute echipa. Corect, adică trebuie să vină de la, exact, capitan sau de, da, la... Da, da, da. Dar nu, cât pot eu încerc să le motivez. Dar pe fete și să... Dar nu te râsul când te întorci și vezi o fetiță care avea vârsta ta? Adică nu te știi? Nu buvni de un sens să începi, da, să... Eu... Când te întorci un pic așa și vezi că vorbești... Dar eu parcă nu conștientizez... În primul rând, eu nu conștientizez... Deci poate o să mai... Băi, ia niște mă un pic. Știi? Eu nu conștientizez, în primul rând, că sunt cea mai mare din vestiar. Asta unul la mână. Da, te întreb, știi? Adică... Și după, da, îți dai seama, pentru că normal apare respectul la față de persoana care... Da, da, cum și tu ai capitanul, avut, da, exact, față de, exact, altele, da. E normal, știi, că toți jucătorii, zic, tată, când am intrat, n-am prins bancă, știi? Și da, nu te-ai, da, dezbrăcat, a zis, pe caloriferul de lângă saună. Toți fotbaliștii așa spun. Da, da. Ce bancă, nu, no, la fete nu e așa. Asta e o chestie, că la fete nu e probabil cum era la băieți, că nu, da, se schimbau sau așa. Nu, acolo toată lumea trebuie să-i faci loc, adică... Știi că te ajută, că a venit, normal, acolo ca să pună osul la o campanie de calificare, la normal, un meci, normal, și așa mai departe. Îți dai seama că există și duritate, adică stai și mai ții, mai strigi la una, tu, la alta. Cum faci când ești nervoasă? Rău? Strig, ții, îți dai seama. Da? Sunt și o persoană vulcanică, colerică, da? Dar... Asta e, mai trebuie și de astea. Dacă ești moale, ce faci? Mai ales într-un grup. Corect. Cum ții grupul? Și la fotbal, că nu-i scrable. Da, ok, sunt momente în care, da, merge și să zici și calm, frumos, adică, dar și sunt momente... Și lui Teo Meluță îi vine să dea piciorul în bancă? Sau în sticlă? În sticla aia de... Mai mult, mai mult de câte ori am dat. Mai mult în trecut dădeam așa, dar acum, da, nu. Nu, pentru că ajung la, în unele momente, când mă gândesc că de ce să-mi consum energia respectivă pe lucruri inutile. Mai bine dai minge decât în sticla. Păi asta fac, uite, cel mai bun exemplu, anul trecut eram în cantonament, am avut un amical cu băieții și eram nervoasă, că îți dai seama, era diferență, erau băieții mai mici decât noi, dar era diferență foarte mare. Și nu prindeam, și m-am enervat la un moment dat și de nervi am dat una în mingea aia, de, eu am rămas șocat, eu am vrut să dau una în mingea aia ca să îndepărtez pericolul și când văd de la jumătate terenului, l-am prins pe portar și am dat-o în poartă. Nu cred. Ba da, nu și eu am rămas asta, șocat, da? Dar stai așa că eu m-am întors cu spatele și au început fetele să se bucure. Cool. Și ce, eu nici n-am atât văzut. Atât de nervoasă ai fost, atât, da, de tare ai tras, ai dat în ea? Da. De s-a dus 50 de metri? Da. Serios. Deci poți să fii, nu, și... Nu, eu când mă enervez sau așa și dacă sunt în teren, asta e, iau o minge și dau una tare așa și pe aia mă calmez. Asta e modul meu de a mă elibera. Sau, corect, poate sunt unele momente care țip și te eliberezi. Și... Bănesc că ai multe, dar dacă e să luăm pe o insulă pustie cea mai frumoasă amintire de până acum, trebuie să fie una, că avem valijoara mică, nu ne încap. Mm-hmm. Plecăm pe o insulă pustie, o să... Nu, n-ai voie că sunt multe. Una. Ai două. Două. Hai, facem valiza un pic mai mare. Ok. Când am câștigat campionatul și Cupa României, primul campionat și prima Cupa României cu Olimpia Cluj. Cât aveai atunci? Atunci cred că... nu, tot așa. 14 ani și... Așa. Și când am câștigat primul premiu de cea mai bună jucătoare a României. Ești de două ori, parcă, nu? Da, da. De două ori. Și ce ai de gând? Nu mai faci măcar trei? Păi, dar mai bine mă duc în străinătate și iau un alt campionat și mai bună jucătoare. Bravo, bravo, bravo și asta. Hai să vorbim 3 minute și de echipa națională. Suntem într-o campanie de calificare. Noi, în momentul în care o să difuzăm asta, meciul o să fie trecut cu Slovacia, nu? Sau cu cine e meciul, da, acolo? Da, cu Slovacia și primul și al doilea. Avem, din păcate, două înfrângeri la limită, nu? Da. 0-1, mă rog. 0-1 și 1-2-1. Da. Da. Și acum avem două meciuri. Acum, însemnând, noi filmăm în 22 octombrie, dar... Meciul oamenii, este în 27. Exact, și oamenii o să cunoască probabil rezultatul, că poate îl dăm într-o săptămână sau... E greu cu ele? Vezi că rămâne înregistrat. Ai grijă ce zici. Dacă e să luăm după ultimul rezultat pe care l-am avut cu ele, da, e greu, că atunci, pentru că atunci ne-au bătut.
Dar atunci a fost un meci amical, acum este un meci cu miză. Îți dai seama că automat noi vrem să ne calificăm la primul turneu final. Îți dai seama că motivația noastră se schimbă și vrem să câștigăm. Eu cred că o să fie mai greu pentru că și primul și al doilea meci e tot cu ele, adică prim joci la câteva zile distanță tot cu aceeași echipă. Clar, clar o să difere meciurile pentru că echipele au timp să se analizeze foarte bine. Adică uite cum au jucat azi cu noi, uite cum probabil o să joace... Ce facem pentru peste 4 zile. Și... Da, o să fie greu, dar fiecare meci e greu. Și eu în lucrul ăsta nu văd un minus sau ceva rău că e greu. Să zice ușor tot timpul. Atunci cum a mai evolua, dacă ar fi tot ușor. Și ce am vrut eu să te întreb și gata, terminam că trebuie să intri în cantonament. Ce faceți voi la repriza a treia? Deci băieții după meci se duc, beau și există repriza a treia la fete? Adică la ce fete? Faceți, știi? Tot timpul m-am gândit. Fetele nu merg să bea. Fetele se ori stau la manicură, la pedicură, știi, merge aia la mani pedi. 100%. Știi că băieții mergem la o bericioaică? Lasă-mă fotbalul, că Teo, tu nu mai ții minte cât s-a terminat pe teren, care, cum a bătut, știi, dacă sunt și trei echipe, haide-mă la repriza treia, cea mai importantă, știi, ce fac fetele? Ideea e că, uite, vezi că la băieții chestia asta e tot timpul, că ei merg la bere, că bere e cea mai comună băutură. Este și sursă de hidratare. Da, fiind alcool este o sursă de deshidratare. Da, corect. Vezi cine face cursul de nutriție? Voi aveți grijă. Și fetele ce fac? Se termină meciul? Ați bătut cu 4-0. Depinde. Stăm și discutăm după meci, povestim. Merge fiecare, se schimbă și acum depinde. Dacă vrem să ieșim, depinde foarte mult de cum te simți tu după meciul respectiv. Și dacă nu e în ziua respectivă, poate la câteva zile. Dar și la noi se iese. Dar nu cum ies băieții și așa. Dar... Voi ieșiți la o fetișească, cum se cheamă dacă e la ei o băiețească? La noi se merge și se mănâncă ceva și poate se bea un pahar de vin. Am înțeles. La noi e mai pe finețuri, pe vin, pe un prosecco. Da, merge la... Nu bere, nu hamei. Teo, ce să-ți dorim? Fii atent că sănătate s-a dat, n-are voie să ia nimeni. Că tot zic, sănătate. Să fim sănătoși. Lasă-mă cu sănătoși, dacă ai grijă, o calificare? O calificare, normal. Și... Și un transfer în străinătate. Da. Fii atent că dacă astea se împlinesc sau măcar între ele peste vreo 8 ani, zici, băi, vorbim, facem primul de ăsta pe Facebook, știi? Iată, Teo Meluță este în Italia sau în cutare. Da. Bună, Teo, ne auzi? Da, ceau, Catalino! Să nu ia, Teo! Da, bineînțeles, în primul și în primul rând o calificare, că toată lumea își dorește lucrul ăsta, cred că mai mult decât orice pe lumea asta, toate fetele care fac parte din echipa națională și cred că toată lumea care e cu fotbalul feminin. Că una e să vezi fetele că, nu știu, se tot chinuie în campanie de campanie și una e să vezi într-un final, am ajuns și noi la turneul final. Corect. Da. Teo, să rămână, gata. Te lăsăm că după aia Dulca, domnul Dulca, a fost și dumnealui aici. Da. Știi? Gata, bă, oprișene, ajunge. Deci cu cratița, ca să facem așa, mic, cu cratița le avem schimbați, nu mai strigați la cratiță, bă, că ei chiar îi place la cratiță. Carne mâncăm, deci aici consumăm și din astea apă cu întuneric, o colicioică, o ceva sau nu? Adică suntem, ce bem, numai apă? Da. Doamne, dar nu stai așa, gata! E un plus, adică ai nevoie de o băutură de genul după meci. Perfect, ne dorim o calificare. Da. Ne dorim un transfer în străinătate. Da. E normal, dar e logic. Da. E normal. Și ne dorim ca oamenii să înțeleagă și grație campaniei din acest moment pe care o are Federația Română de Fotbal, că fetele pot face și altceva. Da? Normal. Dar cum se cheamă? Modele de femeie. Bun, modele de femeie. Perfect. Mi se pare că model de femeie. Găsim și și site și tot avem acolo. Da, pentru tot. Că sunt niște povești mișto. Da, și să intre lumea pe pagina de Instagram a Naționalei de Fotbal Feminin. Băi, intrați că vedeți de treabă, că TikTok, e nu numai fotbal acolo. Pe TikTok acum e cea mai... Le ai cu TikTok-ul și cu astea? Păi le mai am așa. Adică de fan. Bun. Și deci nu, dar asta zic, pe TikTok să caute, pentru că acolo e cel mai interactiv când e pe perioada cantonamentelor cu Naționala. Pentru bravo, că se postează și de la antrenamente. Nu iei foc când stai în cantonament ta? Băi, mai iei foc, na, ești departe de casă. Aveți telefoane cu astea? Cum să nu, Doamne? Nu mai e cu la chiar am făcut mișto cu Cristi. Nu, da? Nu, Doamne ferește. Să vine, ia toată lumea în pungă și voi l-aveți pe unul de rezervă, cu alt acum, un alt știi cum? Ia telefonul, frate, că eu plec. Da? Ia și pe al meu, știi? Ca să, da? Deci nu merge. Nu, clar, nu, adică...
Ce, Doamne iartă-mă, suntem la poliție? Nu, întreb pentru că știi cum e. Nu, 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 nu. La junioare se mai ia. La senioare nu se pune problema, adică... Am înțeles. Teo Sărumână, mii de mulțumiri că ai fost alături eu de noi. Mulțumesc. Nu pleacă la bine, pleacă în cantonament, dar a zis că iubește, adică să nu credeți. Repet, filmăm într-o zi de duminică. Modele de femei, intrați acolo și vedeți pe site-ul Federației. Avem meciurile în campania de calificare. O avem pe Teo Meluță, cea mai bătrână la 24 de ani. Ea a zis, cea mai înetate, că asta cu cea mai bătrână sună urât, cea mai înetate la 24 de ani. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi. Alături de noi sunt și prieteni de la Casa Parilor. Haideți să nu mai credem de fiecare dată că femeile sunt bune doar la cratiță. Și Teo Meluță e unul dintre cele mai bune exemple că nu e chiar așa. Și dacă e, chiar e bună la cratiță. Mii de mulțumiri, toate cele bune, numai bine, la revedere. Cea mai rosită dintre toate zilele noastre e în cea în care nu am făcut sport. Numai bine, hai România!